Stresul este acțiunea comună de care suferă tot mai mulți români. 98% dintre oameni suferă din cauza bolii secolului, arată cel mai recent studiu al unei companii de cercetare de piață. Conform psihiatriebucurești.ro, 98% dintre români sunt afectați de stres, dar mai puțin de jumătate dintre ei. Se tratează, potrivit datelor unei companii de cercetare de piață, care a realizat un sondaj de opinie pentru un eșantion de 1000 de persoane. Stresul reprezintă răspunsul organismului la acțiunea unor agenți fizici, sonor, luminoși, de temperatură, chimici, radiații, poluare, biologici, boală, lipsa hranei sau psihici, excesul sau lipsa activității, a interacțiunilor sociale, a somnului. Atunci când solicitările individului sunt mai mari decât posibilitățile sale de răspuns, apare o reacție de stres. Fiecare individ reacționează în felul lui. Unii factori stresori pentru unele persoane pot să afecteze mai puțin sau deloc alte persoane. În momentul în care apare un factor de stres, organismul declanșează mijloacele de adaptare la acesta. Inițial, intră într-o stare de alarmă prin care organismul se pregătește de acțiune. Astfel, crește tensiunea arterială și bătăile inimii, se răcesc extremitățile corpului, crește secreția de hormon de stres. Un timp, organismul reușește să lupte cu agenții stresori și încearcă să se adapteze la situație, persistând însă modificările din stadiul de alarmă. Dacă stresul persistă prea mult timp, se ajunge la stadiul de epuizare, în care adaptarea nu mai poate fi menținută și apar diferite boli. Tulburări ale somnului și ale apetitului alimentar, reducerea capacității de atenție și concentrare, scăderea memoriei, reacții emoționale necontrolate. La unele persoane se asociază și dispozitive depresive, plâns facil, reducerea randamentului de lucru și a performanțelor. Stresul prelungit poate provoca diferite afecțiuni sau poate agrava altele, cum ar fi hipertensiune arterială, tulburări de ritm cardiac, diabet zaharat de tip 2, ulcer, gastrită, colon iritabil, perturbarea sistemului imunitar cu creșterea riscului de apariție a infecțiilor și a bolilor autoimune sau alergii, conform psihiatriebucurești.ro.